Pilotul Titi Aur și Lala Band vor fi prezenți la sfârșitul acestei săptămâni la Zalău cu ocazia Zilei Siguranței Rutiere Michelin, eveniment care are ca obiect educația rutieră în rândul copiilor și tinerilor șoferi. Pilotul Titi Aur și Lala Band vor fi prezenți la sfârșitul acestei săptămâni la Zalău cu ocazia Zilei Siguranței Rutiere Michelin, eveniment care are ca obiectiv educația rutieră în rândul copiilor și tinerilor șoferi. Michelin organizează pe 7 iunie la Zalău cea de-a treia ediție a evenimentului Zilele Siguranței Rutiere pe Bulevardul Mihai Viteazu în zona platoului de Marmură. Evenimentul are ca scop educația rutieră și se adresează publicului larg, cu focus către două segmente vulnerabile, copiii și tinerii șoferi. PR managerul Michelin, Irina Drăgan, a precizat că participanții vor avea ocazia să se implice în toate activitățile organizate în spațiile dedicate celor 10 reguli de aur ale siguranței rutiere și să interacționeze cu experți din cadrul Școlii de Conducere Defensivă și Pilotaj Titi Aur și reprezentanții ai Poliției Rutiere și ai Școlii de Șoferi. Una dintre activitățile pregătite pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 11 ani în cadrul Zilele Siguranței Rutiere Michelin este Junior Bike, un traseu distractiv pentru micii bicicliști, care constituie totodată și o lecție de educație rutieră. Tinerii cu vârsta peste 18 ani care dețin permis de conducere vor putea participa la activitatea Poligonul de 10, în cadrul căreia vor putea să-și demonstreze îndemânarea de condus și să exerseze tehnicile de condus preventiv pe parcursul câtorva probe contratimp. De asemenea, participanții înscriși la eveniment vor participa automat la o tombolă, iar cei mai norocoși vor câștiga premii extrem de interactive. În plus, la sfârșitul zilei, publicul va avea parte de un concert live al tinerilor artiști Chris, Dorian și Vlad, membri ai trupei Lala Band.